Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd puțin prezentul și viitorul apropiat pentru tine. Să vedem ce se întâmplă în viața ta în următoarele 2-3 zile, în următoarele ore, din momentul în care vizionezi acest videoclip. Hai să vedem. Prima carte, situația. Wow! Te văd aici în niște lupte interioare, da? Ceva te stresează din ce văd aici. Ești foarte determinat să lucrezi pe un anumit proiect. O persoană te provoacă. Văd aici că îți susții foarte sus gândurile tale, ideile tale. Ești foarte hotărât pe o anumită situație. Nimic și nimeni nu îți poate schimba gândurile în momentul de față. Ești foarte preocupat de o situație legată de familia ta, legată de viața ta, în general vorbind, dar văd și o provocare pentru tine. Bun. La baza pachetului avem 7 de cupe și spânzuratul, 3 de spade. Multă suferință aici văd, multă suferință, dar văd că în momentul de față tu ești pregătit să vezi toate soluțiile pentru a ieși din această situație. O legătură văd aici cu zodia Pești. Ceva ce s-a întâmplat în luna februarie, martie, depinde când tu vizionezi citirea. O pauză care s-a luat într-o relație, o despărțire văd aici, sau faptul că ești singur sau singură de mai mult timp. Soluțiile există, însă ți se cere să le alegi cu inima și ți se cere să abordezi diferit o anumită situație. Să vedem puțin ce anume te provoacă, despre ce este vorba. Bun, un bărbat te provoacă dacă ești femeie, iar dacă ești bărbat, este clar că statutul tău, felul tău de a fi și spui, uite, sunt o persoană bună, sunt o persoană care arată bine, sunt o persoană cu bun simț, sunt o persoană sufletistă, dar totuși nu apare nimic. Da? În alte cazuri, dacă ești femeie, văd aici că ai hotărât să abordezi lucrurile într-un mod diferit în legătură cu un bărbat din viața ta. Da? Ai în minte un nou început, ai în minte o nouă viață pe care ți-o dorești, dar despre care momentan nu vorbești. Vrei să ajungi undeva sus, vrei să-ți clarifici lucrurile. În egală măsură, văd aici că te gândești la faptul că acest bărbat îți ascunde ceva în legătură cu o femeie, în legătură cu ceva nou ce a intervenit în viața lui sau în viața ei. Fie o nouă persoană, un nou proiect sau chiar niște probleme pe care le are. Uite, niște probleme pe care le are. Să vedem mai departe despre ce e vorba. Da, uite, ai de făcut o alegere importantă, da? O alegere importantă legată de casa ta, legată de familia ta. Însă, uite că ai o persoană în jurul tău care în momentul de față are de luat niște decizii extraordinar de importante legate de casă, legate de o instituție, legate de familia sa și nu știe ce să facă, nu știe cum anume să acționeze. Să vedem în continuare, în viitorul apropiat, Cavalerul de Spade. În viitorul apropiat văd aici un schimb de replici pe care îl vei avea cu o persoană. Mai văd o ceartă, dar mai văd și o călătorie pe care o vei face. Totuși, simt aici încă această energie de putere. Este ca și cum vrei să-ți manifesti puterea, vrei să faci niște schimbări în viața ta foarte, foarte rapide. Aici mă pot gândi și la o călătorie cu un mijloc de transport sau mă pot gândi cu acest Cavaler de Spade, fie la o ceartă sau la o surpriză. Hai să vedem despre ce este vorba. Bun, uite, niște surprize plăcute pe care le ai, da? O, niște surprize plăcute care vin foarte rapid și care țin, uite, de faptul că, uite, afli de un sfârșit, afli de o încheiere bruscă
legate de o relație. Fie este relația ta, fie afli de o despărțire foarte, foarte rapid aici. O decizie pe care ori tu o iei, ori cineva o ia. O bucurie văd în dragoste foarte rapid. O bucurie, armonie, pace. Dacă ești o persoană singură, la o zi sfântă, la o zi mare, la o zi de petrecere sau la o petrecere, la un eveniment, uite că poți să cunoști pe cineva. Mai văd aici că, uite, este cineva care se îndreaptă către tine cu o veste, cu o decizie și este cineva care îți este alături. O întâlnire cu un prieten, văd aici, pentru unii dintre voi. Niște cuvinte frumoase. Da, uite, lucrurile se clarifică în viața ta foarte rapid, pentru că vine această discuție rapidă, vine acest eveniment neașteptat. Apoi, avem 10 de spade. 10 de spade vine cu o eliberare, vine cu un sfârșit, dar vine și cu un nou început. Văd aici că urmează, da, poate o perioadă de ușoară suferință, dar pentru alții, cartea aceasta 10 de spade reprezintă un sfârșit, da? Un sfârșit. Hai să vedem 10 de spade. Ok, da, aici văd gelozie, văd niște discuții, de asemenea văd niște trădări, niște minciuni pe care cineva le spune, deci atenție mare în viitorul apropiat și toată povestea are legătură cu un sfârșit, are legătură cu un sfârșit, are legătură cu niște discuții rapide, da, niște clarificări pentru alții dintre voi, dar uite că povestea asta e cu noroc pentru tine, pe de altă parte. Afli niște informații, inițial nu-ți plac, dar aceste informații te vor elibera și toate aceste informații sunt ca un noroc pentru tine. Despre ce este vorba? Din nou, este vorba despre un sfârșit, aici afli de un final. Fie o despărțire, fie este vorba despre faptul că cineva în sfârșit are curajul să-ți spună anumite lucruri, să-ți spună un adevăr. Hai să mai vedem ce e cu sfârșitul ăsta. Da, sfârșit, sfârșit. Și este ceva legat de o ceartă, de un nou proiect, de o schimbare mare care apare în viața ta. Ți-am spus, tu în momentul de față ești foarte provocat să-ți schimbi viața. Sunt sigură că ai trecut printr-o durere, printr-o suferință sau încă treci, dar să știi că tu aici îți schimbi viața și vei afla adevărul. Vei afla adevărul. Din nou, suferință. Încă o carte. Nu vor să se arate. Deci, este ceva legat fie de un proiect, de un nou proiect, fie viața vrea să-ți închidă tot ceea ce este negativ pentru tine și să-ți deschidă o nouă oportunitate, dar această suferință poate să aibă legătură cu un copil, cu o nouă persoană, cu un proiect, da? Uite, cu niște minciuni care s-au spus. Și să vedem rezultatul final, avem 10 de monede, rezultatul final vine către tine cu o familie fericită, vine către tine cu foarte multă susținere din partea casei, din partea rudelor, o sumă mare de bani pe care o poți primi sau faptul că reușești să rezolvi ceva important legat de casa ta, legat de stabilitatea ta. Este o energie extrem de pozitivă, 10 de monede. Hai să vedem. E o speranță pe care tu o ai de foarte mult timp, da? Și văd că e ceva legat de o renovare în casă sau niște schimbări care apar în casă, o persoană din străinătate care îți vine în casă, care ți este alături, dar uite, dacă ești femeie, văd aici o bucurie foarte mare pentru tine, fie legată de cariera ta, fie faptul că tu urci din punct de vedere profesional. Și din nou, văd aici un noroc, dar care vine la pachet și cu o așteptare, să știi. Vine la pachet și cu o așteptare.
Uite, e un eveniment frumos aici care se petrece în viața ta, să știi. Și este o persoană foarte puternică care te ajută. Mai vreau o carte. Din nou, deci e ceva sfânt, e ceva cu bucurie pentru tine. Și uite, văd aici un drum pe care îl faci, o schimbare, o mutare. Pentru unii poate să fie vorba aici și despre o călătorie pe care o faci, dar și despre faptul că ți se schimbă viața în viitorul apropiat. Și uite, văd aici o nouă etapă, un nou început, niște probleme pe care cineva le va avea, da? Dar văd și niște vești care apar aici. Bun, hai să vedem puțin și îngerii romantici, ce îți transmit, ce trebuie să cunoști. Îngerii romantici îți spun să renunți la fosta relație. A venit timpul să cureți energia. Sau poate cineva din jurul tău renunță la o fostă relație. Simt că unii sunteți pur și simplu cu gândul la o persoană din trecut și aici trebuie să eliminați aceste gânduri cu totul din mintea voastră, pentru că altfel nu apare cineva. Da? Încă o carte. Este timpul să te eliberezi, este timpul să preiei controlul asupra vieții tale. Așa cum am spus, deci ceva trebuie eliminat aici. Trebuie să te bucuri de viață, asta îți spun îngerii. Să-ți iei o vacanță sau să petreci un timp de calitate cu persoana iubită sau cu tine. Din nou. Să vedem și un mesaj din partea Arhanghelului Gabriel pentru tine, să vedem ce sfat are Arhanghelul. Legea atracției, fii atent. Păstrează-ți gândurile pozitive și înconjoară-te de oameni pozitivi și de situații frumoase și tu vei atrage mai multă energie pozitivă în viața ta. Deci asta îți transmite Arhanghelul Gabriel și îți mai spune despre autenticitate. Ai încredere în adevăratul tău sine, deoarece Dumnezeu a creat totul perfect. Ai puterea și cunoașterea necesară pentru această situație, pentru că altfel nu erai pus în situația asta. Și uite, prosperitate. Ți se spune că acțiunile tale au rezultate pozitive care ți aduc abundență, adică iubire, bani, tot ceea ce tu îți dorești. Dar ți se cere să ai încredere în gândurile tale, să ai încredere că totul se poate materializa. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu aceste mesaje, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți. Și de asemenea, te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.